preasfințite, ucenici confrați preoți, dragă familia părintului Cornel, iubiți horgeșteni, dragi oaspeți, e un moment deosebit în orice comunitate de a prezenta monografia. Dar probabil unii se mai întreabă ce înseamnă o monografie. Sigur, e o carte, dar ce conține ea? Cine a făcut-o? La ce folosește? E bună de pus pe oala cu smântână, ne mai facem vânt când ne este cald, mai punem sub cap atunci când dormim. Ce e o monografie? Aș vrea să aveți înaintea ochilor dumneavoastră imaginea unei cărți de identitate sau buletinul. E mai simplu, nu? Pe buletin v-ați uitat de multe ori. Și ce ați zărit acolo? În primul rând ne-am văzut imaginea. Și unii spuneau dacă seamănă sau nu cu persoana noastră. Uneori poate am avut probleme din cauza fotografiei. Fie ne-a mai crescut părul sau ne-a mai căzut, fie ne-a pus ochelari, fie ne-a mai schimbat, a mai slăbit, ne-a mai îngrășat și a mai avut probleme. Dar iată, în primul rând, uitându-te la o carte de identitate, vezi o fotografie. La fel și monografia. Conține, iată, o fotografie de referință. Este biserica în care ne aflăm, care este un simbol al satului dumneavoastră, care este rodul jertfei dumneavoastră și al tuturor acelora care au lucrat în decursul timpului la clădirea ei. O biserică care cu siguranță va dăinui mult timp. Ce mai găsim pe cartea de identitate? Găsim numele, găsim prenumele. Iată și aici. Găsim numele localității dumneavoastră. Așadar, Horgești. Prin această carte de identitate, care va fi mediatizată și în presă și mai ales pe internet, mulți vor afla despre această localitate. Ce mai găsim acolo? Mai ales în cărțile mai vechi de identitate sau în buletine, găsim numele părinților. Astăzi, din diferite motive, ne uităm acolo, Vasile, nu știu care, dar nu mai știu care e mama, care e tata, care e părinte 1, care e părinte 2. Iată și o monografie conține numele de referință, străbunii, părinții, aceia care, iată, sunt reprezentați într-un asemenea document. Ceea ce este foarte important pe o carte de identitate este CNP-ul, acel cod numeric personal. Și fiecare cifră de acolo reprezintă ceva. Și atât la fel, aici fiecare capitol, aș spune chiar fiecare pagină, are o semnificație aparte. Ce mai găsim pe carte de identitate? Găsim organul emitent, acela care a făcut cartea. Și atât că această carte apare la editura Presa Bună, pe care Părintele Cornel a coordonat-o mulți ani, și anul 2020. Această carte, sau una similară, trebuia să apară în anul 2008. Atunci a fost prevăzută apariția monografiei Horgeștiului. De ce 2008? Știți mai bine decât mine. A fost sfințită această biserică și pentru acel moment solemn, Părintele Cornel s-a îngrijit să apară o asemenea carte de identitate, dar iată, au mai trebuit mulți ani până când ea să vadă lumina tiparului. De unde s-a născut această idee și iată acest plan, acest vis al Părintelui Cornel? Cu Părintele Fabian lucrăm împreună de 21 de ani la un departament, pe lângă episcopie, departament de cercetare științifică, cercetare istorică, care a primit și un botez și un patron dedicat acest departament fericitului Anton Durcovici. Părintele Cornel, care nu a supravegheat munca noastră, dar ne-a mai corectat. A fost directorul editurii Presa Bună, la care noi am tipărit foarte multe cărți, văzând că tot apare localitatea mea, localitatea Părintelui Fabian, multe alte cărți, s-a gândit la Horgeștiu, chiar e zero pe harta episcopiei. De ce nu apare și o asemenea carte? A ținut foarte mult ca această carte să fie coordonată de Sfinția sa. Și de aceea, cum este firesc, de unul singur nu poți face o ispravă atât de mare. Cartea are aproape 500 de pagini. Și prin urmare, Părintele, rând pe rând, a luat legătura cu specialiști. Nimeni nu le știe pe toate.
și noi istorici scriem, în primul rând, ceea ce ne-a pasionat mai mult, ceea ce ne interesează mai mult și apelăm, sigur, la alți prieteni, alți cunoscuți, care să ne ofere informații pentru domeniile în care nu suntem specialiști. Și iată, de mai bine de 21 de ani au apărut în dieceza noastră multe asemenea lucrări, multe asemenea cărți de identitate ale localităților. Și Preasfințitul așteaptă să apară și buletinul satului natal, care sperăm la anul, în luna februarie, să fie la fel prezentată. N-aș vrea să mă lungesc mult, pentru că nu vreau să pățesc ca în acel ban cu bâlbâitul care vindea foarte multe ziare, pentru că le spunea oamenilor, luați ziarul sau vă citesc, nu? Și vă dați seama cât trebuia pentru un bâlbâit să citească un ziar. Aveți cu toții posibilitatea de a vă procura acest material atât de amplu. În câteva cuvinte vă fac prezentarea, așa câteva idei, acele cifre de la CNP. În primul rând, cartea trebuie să fie prefațată. Și Părintele Cornel ne-a lăsat deja, cât trăia, un asemenea material din care a putut vedea ideile de bază care l-au determinat să scoată această carte. Episcopia are o autoritate și de aceea Preasfințitul Iosif Păuleț ne-a prezentat câteva cuvinte, o prezentare scurtă și o mulțumire pentru jertfa Părintelui și a tuturor acelora care au lucrat la această carte deosebită. Apoi, dumneavoastră știți mai bine decât noi cercetătorii în ce zonă ne aflăm. Toate locurile, și le aveți după porecle, după originea lor, din limba română, din limba maghiară, multe sunt denumirile pe care dumneavoastră le cunoașteți în sat și în împrejurim. De aceea, doamna Daniela Butnaru ne-a prezentat un asemenea studiu despre locurile acestea. Le-a luat, sigur, din anumite dicționare, dar și din informațiile pe care le-a cunosc de la dumneavoastră sau de la înaintașii dumneavoastră. Apoi vedeți că în fiecare sat apar anumite dificultăți sau anumite schimbări de nume, de accente, de vocale. Și de aceea domnul profesor Ioan Dănilă ne-a prezentat câteva aspecte lingvistice, adică care țin de ce nu se spune, eu știu, corect un cuvânt și aici rostiți altfel. De ce un cuvânt are un accent și nu cum este normal în limba română. Sunt influențe care vin de la moșii și strămoșii dumneavoastră și de aceea moștenim cu toții un asemenea bagaj lingvistic. Apoi, o altă, sau alte cifre din acel CNP reprezintă moșiile, vechi locuitori care au fost aici în zonă. Și de aceea domnul Silviu Văcaru ne-a prezentat un capitol important cu documente vechi, catagrafii, documente care prezintă familiile vechi din această comunitate. Și avem aici multe, multe aspecte și documente în care s-au regăsit cei dinaintea noastră. Știți prea bine, dacă nu vă comunică, în această comunitate a Horgeștiului există și o parohie ortodoxă. Ea așa are o monografie ceva mai veche. Dar iată, în această monografie sunt foarte multe pagini, cam jumătate de ea, dedicate, aceste pagini, comunității catolice. De aceea Părintele Cornel, că aici este contribuția deosebită a Sfinției sale, a adunat documente. A apelat la cei care mergeau în arhive. A apelat la noi cei de la Departamentul de Cercetare Istorică. Avem multe documente de la congregațiile de la Roma, din arhivele Vaticane, din arhivele de la București, de la Iași, de la Bacău. A căutat să adune, ca un hârcioc de acel așa, tot ceea ce viza comunitatea catolică din Horgești. Sunt foarte multe, mii de file, sau, hai, poate spre 1000 de file, adunate de Părintele Cornel în decursul anilor. A început să le redacteze, să le adune, să le sintetizeze și ne-a lăsat o parte din această lucrare. Sigur, au fost anumite incidente care au determinat ca această lucrare să nu apară atunci când se dorea. Și mi-am luat eu această misiune de a continua structurarea materialului, adunarea altor documente, arhive și așa mai departe. Și prin urmare avem foarte clară comunitatea catolică de aici, din Horgești. Avem în primul rând acele perioade în care nu era parohie de sine stătătoare, ci aparținea de diferite sate mai mari și mai ales de Văleni.
chiar dacă e un pic mai departe, să spunem, și încă nu are o asemenea carte de identitate, dar Bălenul merită mai mult decât Vorgeștiu, o asemenea carte, Părintele Parohie aici își poate se va preocupa să apară și acolo o carte, pentru că e o parohie de referință în toată zona Bacăului Văleniu și spun foarte mult timp Horgeștiu a depins de Văleniu. Și de aceea de acolo veneau misionari, veneau preoți, au fost foarte multe conflicte dintre preotul de la Văleniu, parohul sau clopotarul de aici, dascălul de aici, mulți dintre străbunii dumneavoastră găsiți multe asemenea tensiuni și mai mult decât atâta dorința comunității din Horgești de a avea biserici. Pentru că se celebrau liturghiile în acele case de acum 200 și ceva de ani. După aceea s-a făcut o biserică de lemn. A mai fost încă una, una pe care o știți prea bine, care a fost demolată în urmă cu vreo 15 ani, nu? Deci toată această tensiune a poporului de a avea biserică vizează diferite contribuții, diferite biruri, zile de muncă și multe, multe tensiuni de acestea. Și apoi, și mai mare insistența străbunilor dumneavoastră ca aici la Horgești să fie o parohie de sine stătătoare. Sunt foarte multe documente, multe aspecte care vizează primul paroh, ceilalți patru paroh, pentru că numai cinci parohi au fost la Horgești, care, iată, fiecare și-a pus o anumită părticică din viață pentru că aici să se păstreze o identitate catolică, aici să fie o comunitate vie, activă și, iată, care a crescut și care se poate mândri cu acest lăcaș, care este, încă o dată spun, fotografia de pe carte de identitate a Horgeștiului. Apoi, tot în aceste pagini, am vorbit despre dumneavoastră și străbunii dinainte, sărbătorile, tot ce înseamnă folclorul de aici. Veți găsi aici mărturiile unora dintre dumneavoastră, fel și fel de cântece, de strigături, de, eu știu, texte care se foloseau la botez, la o cununie, la o mormântare, la diferite momente importante ale vieții. Aceste aspecte folclorice sunt foarte bine prezentate de domnul profesor Anton Coșa. Apoi, legat de biserică și de școală, trebuie să vedem pe aceia dintre dumneavoastră care s-au remarcat în diferite domenii. Într-un mod deosebit au fost evidențiați fiii satului care au urmat chemarea spre preoție. Și sunt 15 horgeșteni care sunt preoți. Sigur, unii sunt morți, unii mai vedeți în altar, îi cunoașteți pe cei mai mulți dintre ei. Dar veți găsi scurte biografii ale lor aici. Apoi sunt terenurile care au aparținut de biserică, celelalte bunuri, casa tineretului, casa parohială, cimitirul, tot ce ține de viața bisericească se regăsește în această carte. Legat apoi de școală, unde cei mai mulți dintre dumneavoastră ați fost. Ați învățat 2 ani, 6 ani, 7 ani, în funcție de perioada istorică, de învățători și profesorii pe care i-ați avut. La fel, în această carte, vă veți regăsi prin ceea ce a însemnat școala, ce a însemnat, iată, această formare intelectuală pentru dumneavoastră și pentru ceilalți. Și în final, domnul George Fedor ne prezintă câteva aspecte sociale din comunitatea dumneavoastră. Știți prea bine că sunt eroi, fii ai satului dumneavoastră, care au murit în diferite câmpuri de bătălie. Sunt monumentele eroilor. Sunt anumite acte sociale care s-au mai întâmplat în decursul secolului aici, răscoala de la 1907, venirea rușilor, stabilirea lor aici și multe, multe aspecte. De aceea, fără a mai mălungi, găsiți aici o bogată hrană sufletească și iată ceva pentru suflet și pentru memoria străbunilor dumneavoastră. Mi-amintesc că în urmă cu vreo 20 de ani, când am prezentat cartea satului meu natal, Pildești, aici e Horgești, la noi Pildești, și la fel veți găsi aici de unde au venit horgeștenii, da? Mulți sunt veniți din zona noastră a Romanului și dincolo spre Nesiporești. Și spuneam, după ce am prezentat cartea, câțiva ienureași, după ce au mai parcurs-o ei, mi-au spus, părinte, dar cam groasă cartea aceasta pentru noi, când o citim? Pentru noi dați-ne așa un rezumat, că nu avem timp. Și am spus, nu aveți timp acum, pentru că am prezentat cartea la 15 august, când este și hramul comunității dumneavoastră, și spun, nu aveți timp acum, dar la iarnă,
când stați acolo la gura sobei, cu un pahar de vin, te mai uiți la o poză, unde te regăsești, îți amintești de bunicul, de vecinul, de nu știu care, mai rost câteva semințe, altfel parcurgi monografia, chiar dacă ea are 400 de pagini, chiar dacă este cu multe note, că e firesc, n-am scris povești aici, sunt documente, sunt mărturii, sunt atâtea și atâtea lucruri importante de care trebuie să ținem cont. Și așa mulțumiți au fost consetenii mei că s-a mai făcut un tiraj și nici 1000 și nu știu câte sute de exemplare n-au ajuns. De aceea zic că e importantă această lucrare. Părintele Paro vă va explica cum se poate procura și de aceea e bine să o aveți și dumneavoastră, să o lăsați moștenire copiilor, nepoților, pentru că aici este istoria și tradiția dumneavoastră și în același timp să o trimiteți tuturor acelora care au rădăcini aici la Horgești. Prin urmare, lectură plăcută și mulțumim tuturor acelora și într-un mod deosebit Părintelui Cornel, pe care iată îl omagiem astăzi, prin liturghie, dar și prin această lucrare, prin această amintire, care va rămâne ca un factor frumos și de legătură între toți horgeștenii.